Bună seara, am ajuns la momentul culminant al acestei ediții, acela în care vom acorda proiectul pentru ediția 47-a. Juriul a fost alcătuit din Alex Ștefănescu, ca întotdeauna președintele juriului, Alcis Telecan, domnul Vasile Spiridon, domnul profesor Ciobanu și cu mine. De această dată vreau să vă spun că nu a fost deloc greu să alegem premiantul, pentru că acest premiant este Mr. George Călinescu, aș putea să spun. Deci domnul Nicolae Mecu se numește, este cel care câștigă premiul acest an. În 1972 a intrat la Institutul George Călinescu și de atunci până astăzi toată viața lui aproape a fost dedicată lui George Călinescu. Printre altele, el este autorul mai multor dicționare ale literaturii române, dar mai important decât asta este cel care a făcut edițiile George Călinescu și contemporanii săi, volumul 1 și 2, Călinescu opere, volumele 1 și 3, Călinescu cartea nunții, Enigma Otilii, Pietru Ioanid, Destinul Negru, și a editat toate romanele lui Călinescu, a editat și volumele de publicistică, este și autorul unei cărți proprii care se numește Ce Călinescu față cu totalitarismul. Pentru a face o mică glumă, aș putea spune că domnul Nicolae Mecu este precum personajul unui film româno-francez din anii 60, o comedie foarte bună, care se numea Le Fête Galant, în care era Jean-Pierre Cassel de rolul principal și Jean-Pierre Cassel, în finalul filmului, are o acțiune în care trece prin toate pericolele posibile, este împușcat, este venit punct după el armate, ajunge într-un colț, morge un steag, merge cu steagul la superiorul lui, îl oferă și în scena imediat următoare, superiorul lui primește o decorație. Cam așa este și cu domnul Mecu, au luat alții decorațiile pentru el până acum. De această dată a venit rândul ca și el să-și apropie lui decorație pe care o merită cu vârf și desant. Deci eu felicit din tot sufletul pe domnul Nicolae Mecu și cred că este unul dintre cele mai bine meritate premii care v-a dat până în această sală. Domnul Vasile Spiridon, vreau să vorbesc tot din partea asta.